A fost o sâmbătă de poveste în Dumbrava Sibiului, la Muzeul Astra din Sibiu. A fost un târg dedicat tradițiilor din zona Olteniei. Turiștii s-au putut bucura de jocul călușului, însoțit de bucate tradiționale precum ciorba oltenească de găină cu zdrențe din ou, varză călită cu carne de porc și acrită cu zeamă de zarzăre, umplutură oltenească și gogoș cu lapte acru. Bucătăresele originare din comuna Cernișoara, județul Vâlcea, au pregătit pentru pofticioși preparate tradiționale oltenești. În Ceaune au pregătit ciorbă de găină cu zdrențe, varză cu carne de la untură și umplutură oltenească. Bineînțeles, gospodinele nu au uitat nici de dulciuri. Gogoșile cu lapte acru au fost la mare căutare în târg. Aici pregătim umplutură, ca la noi, în partea noastră, să folosește și să pune grăsime, ceapă, ardei, puțin morcov, le călim. După aia, după ce se călește, să se rumenească, să dea o țărân galben ceapa, adăugăm un strat de pâine ruptă, un strat de cartofi, un strat de pâine, un strat de cartofi și la urmă le amestecăm pe toate și mai spre final, adică chiar la final, punem un pic de ciorbă ca să se moaie, să se bine pâinea toată în... ca să putem să... Și acum o frământăm așa mereu până să coace. Este ciorbă de pasăre. Pasărea am băgat-o întreagă să fiarbă, să fiert. Le-am scos în oval și după aia am băgat ceapa, zarzavatul, tot la fiert. S-a fiert și acum adăugăm ouăle și verdeața la terminare. Și cum vetrele au fost încinse, iar ceaunele pline cu bunătăți, vizitatorii gurmanzi nu au întârziat să apară. Mie îmi place să mănânc, asta e drept, se și vede. Și după aia povestește. Ideea este că vedem exact cum se făcea înainte și vedem rețeta originală, astăzi fiind învățați cu tot felul de preparate, pregătite, preîncălzite. Așa, totuși vedem rețeta originală și sigur va fi gustoasă la final. Varză căldită la ceaun cu carne de la garniță. Sunt bune, foarte bune, la ceaun sunt bune. Nu doar sibienii s-au bucurat de târg, ci și români din toată țara. Tare interesant, care nu știe cum a trăit lumea înainte, foarte diversificat. Așa. Se poate învăța multe. Cum vi se par mâncărurile? O să mâncăm dacă se poate. Se poate. Da. Arată interesant. Noi suntem fani ai parcului. Venim aproape fiecare duminică. Suntem din Bacău de loc, dar facem naveta la Sibiu. Vă place? Ne place în mod deosebit și gustul și tot. Și turiștii străini s-au arătat impresionați de eveniment. It's very nice, so it's the same in Switzerland, we call them Ballenberg. We have also little houses from everywhere in Switzerland, and so it's the same, but this is here more bigger, so... It's very nice place. De asemenea, după o masă copioasă, vizitatorii s-au putut bucura și de celebrul dans al călușarilor. Sunt călușarii din Frâncești, este o trupă foarte cunoscută în zonă, sunt unii dintre cei mai buni călușari din țară, premiați internațional și, după cum știți, călușul este un joc înregistrat în patrimoniul UNESCO, un joc pe care ei îl duc mai departe, așa cum l-au învățat de la bătrâni, de la moșii și strămoșilor.